Lucrările edilitare de pe strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt în continuare în desfășurare, motiv pentru care autobuzele liniei Express 2 vor urma în zilele următoare aceeași rută alternativă ca în săptămâna precedentă, calea Severbocu, strada Ion Ionescu de la Brad, strada Holdelor, strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Stația Sfinții Apostoli Petru și Pavel, destinată liniei E2, va fi înlocuită temporar de stația cu același nume, destinată liniei 14. Reprezentanții Societății de Transport Public Timișoara vor reveni cu informații legate de revenirea la traseul obișnuit în perioada următoare, în funcție de evoluția lucrărilor.